În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi și binecuvintează ca spre folos bognicesc să fie tuturor celor ce cu dreaptă credință ortodoxă vor privi la această înregistrare și vor dori să folosească pe cât de sănătos va fi cuvântul meu, ca atât de mult folos să le fie lor celor ce vor dori ca să-și pună în practică în viața lor duhovnicească cât vor dori. Aș dori să citesc din Mântuirea Păcătoșilor. Nu va fi o citire plictisitoare toată înregistrarea acestei filmări, ci dimpotrivă voi prinde câte un text și voi comenta pe cât îmi va da Domnul cu putință. Doamne ajută! Două învățături folositoare la începutul acestei cărți. De vreme ce firea omenească a rămas supusă besemului pentru păcatul cel strămoșesc și ca un pământ eroditor, nelucat și neadăpat, care naște spini, mărăcini și alte vreascuri, pentru aceasta se cuvine mai întâi să smulge rădăcinile cele rele și după aceea să răsădim mergeți bune și bine roditoare. Mi-e greu. Greu ca să scoți rădăcinile păcatului și prin ele să în locul lor să răsădești cele bune. Aceasta este o strădanie care mulți o fac o viață întreagă și se luptă pentru a împlini în viața lor, să pună în practică, să scoată cele rele și să pună în locul lor cele bune. Nu este imposibil, este un lucru care Dumnezeu ajută și binecuvintează pe toți cei ce vor dori. Va fi ușor celor care se tem de chinurile iadului, celor care se gândesc că acolo vor sta miliarde și miliarde de ani în chinuri groaznice și pentru asta fac ceva ca să scape de acele chinuri, rugăciuni, posturi sau mai știu ce alt fel de nevoințe dorește fiecare să facă și să pună în practică în viața de zi cu zi. Așadar, după două chipuri poți să curățești sadul cel dinăuntru al sufletului. De buienile cele rele, adică de păcate, mai întâi să pierzi săvârșit odraslele lor, care sunt faptele cele de afară și lucrările viclene, care nu au încă chip de săvârșit, pentru că păcatul vine mai întâi la arătare, se înfățișează și îți aruncă mămoara diavolului în gând. Un gând păcătos, să fumezi, să bei, să te distrezi, să mai știu ce păcat să faci. Dacă pui botul la înfățișarea gândului, dacă îl asculți și dacă te învoiești cu el, deja distracția te-a pierdut foarte mult. De la mântuire până la cele mai mici bucurii pe care le poți avea pe pământ, chiar și din cauza păcatului, pentru că niciun păcat nu aduce bucurie. Cu toate că sunt păcatele buibării pântecului sau ale altor plăceri trupești, acestea aduc o plăcere de puțină vreme, pentru că în scurtă vreme acestea se întorc împotriva noastră. De aceea, ne ajungând numai la împiedicările lucrărilor celor din afară ale păcatelor, în al doilea rând, trebuie să smulgem cu totul din inimile noastre rădăcinile gândurilor urâte și ale poftelor rușinoase. Și această lucrare este mai desfășurată decât cea dintre ei. Aceasta să facem noi, adică întâi să fugim de rău, dezrădăcinând cu totul din inima noastră. Așa cum zice și în Biblie, fugiți de rău și faceți binele. Uite că zice și aici. Eu n-am citit aici, știam și asta. După rânduiala aceasta, vom împărți în a doua învățătura noastră. În partea întâi vom scrie de păcatele așa, așa, aici sintetizează ce scrie în carte.
Apoi aș dori să citesc din capitolul 2 despre păcatul de moarte. Și întrebarea mea este: care păcat n-aduce moartea? Care păcat este aducător de viață? Din moment ce Mântuitorul s-a răstignit pe cruce pentru noi, pentru viața noastră și pentru mântuirea noastră, ca să ne scoată din robia păcatului și să ne ducă la bucuria veșnică, cum putem să credem că un păcat, oricât de mic sau de mare ar fi el, de la cele mai mici păcate, cu gândul, cu moment de astea sau mai știu eu, vezi pe cineva și dacă vezi pe cineva pe stradă văzut pe pământ și nu l-a ajuns, tot un păcat este. Păcatele lipsirii, ceea ce puteai să faci și n-ai făcut. Așa, de la păcatele lipsirii până la ucide, curvii, mândrii și așa mai departe, că le știm, le cunoaștem păcatele cele mari, cele șapte capitale. Dacă vom avea orice fel de păcat, acesta oricum ne rupe de Dumnezeu și ne rupe de împărăția lui Dumnezeu. Și aș dori în cele ce vor urma să exclud puțin cartea Mântuirea Păcătoșilor, deși poate pe la sfârșitul cărții se găsește un cuvânt referitor la și ar fi bine să mă inspir și de aici puțin dacă îl găsesc, dacă nu o să spun din ceea ce consider că este de folos pentru ca publicul care vede această filmare să se folosească. Și aș dori să vorbesc despre chinurile groaznice ale iadului. Știm foarte bine focul cel nestins în care vom arde de miliarde și miliarde de ori dacă ne pocăim. De miliarde și miliarde de ori mai mari decât focul cel de aici. Focul material. Întunericul în care n-ai să vezi miliarde și miliarde de ori nimic. Ai să stai acolo închis într-o temniță, n-ai să vezi, ai să auzi numai țipete, ai să miroși o putoare de miliarde și miliarde de ori mai mare decât toate puterile din lumea aceasta, din cele mai grele cazanale și mai știu eu ce mirosuri groaznice. Ai să auzi pe cei condamnați împreună cu tine și ai să te consolezi cu gândul că nu e singurul. Ai să vezi decât dracii când vor veni la tine și te vor mușca din tine și ghermele cele adormit, care nici nu prin ea mușcând pe toți de acolo. Și ce bucurie să fie aceasta, o să te gândești. Am dat eu 20, 30, știu eu, 50, un an, doi sau cât am dat din viața mea, bine, un an, doi de la cunoașterea păcatului, nu de la naștere, și m-am lipsit de bucurile că ai să vezi cu ochii, chiar dacă ai să fii în întuneric, dar ai să vezi acolo bucuriile raiului și o să-ți pară rău că n-ai ajuns tu acolo și ai să te gândești. Dar prost am fost, am pierdut. Pentru 20 sau 30 de ani stăteam în genunchi toată ziua, mă rugam, plângeam pentru păcate și mă rugam la Dumnezeu pentru toată lumea, pentru bine, pentru așa și așa. Și uite, sunt aici în chinuri de săgoaznice, în întuneric, în foc, în miros și așa mai departe. Mai vine și diavolul și mă ia în brațe toate de nu știu ce și nu știu cum. Mai vine și viermile și mă mușcă. Nu văd nimic, nu aud decât toate țipetele de aici. Un scenariu care, dacă Hollywood ar face un film despre așa ceva, cred că ar lua toate premiile posibile la filmul respectiv. Dacă ar face un film special cu așa ceva, destinat chinurilor, dacă ar putea să mimeze realitatea și să ajute Bunul Dumnezeu ca toți cu darul și cu rugăciune pe poate macisare ale Sfinților Săi, cu puterea cinstită și viață păcătoare cu cea ale tuturor îngerilor și rugăciune tuturor Sfinților să scăpăm toți de acest chin și să nu ajungă niciunul acolo cu rugăciunile tuturor Sfinților ale Maicii Lui și așa.
și să dorim să ne schimbăm viața de acum înainte, să începem să punem în practică cele bune, să scăpăm de cele rele și să ne rugăm mai mult ca Domnul să ne scape de o sândă cea veșnică. Amin.